Bună ziua, dragi cetățeni! Bună ziua, stimați reprezentanți ai mass media! Vă mulțumim că ați dat curs invitației noastre. Conferința de astăzi nu era una planificată, însă, după ce ieri, în atenția noastră, a ajuns un document emis de una din direcțiile Primăriei Chișinău, nu am putut să nu luăm atitudine. Ne-am obișnuit cu toții că primarul de Chișinău nu ratează nicio oportunitate pentru a face show-uri politice. Ba mai mult, acesta își promovează imaginea din resursele administrative fără nicio jenă. Nu aș vrea să pun mai multe într-o aceeași oală, dar acțiunile lipsite de bunul simț al primarului actual depășesc orice limită. Vedem cum primarul apartinic învață cele mai rele lecții de la colegii prin partidele prin care a emigrat. S-a folosit nesingherit și continuă să o facă de sărmanii refugiați din Ucraina, fugiți de război pornit de șeful său din Federația Rusă. S-a folosit de situația pandemică pe care fostul său coleg o nega și o considera o simplă răceală. Acum se folosește de criza energetică și dă vina pe toți în jur, însă nu pomenește nicio silabă de relele intenții ale așa zisului său parteneri externi care i-au sponsorizat acțiunile foștilor parteneri de partid. Din instituțiile subordonate primăriei municipiului Chișinău se fură în plină zi. Se comit abuzuri și neglijențe în serviciu de către șefii interimari șantajabili numiți de Ceban în funcții în schimbul unor favoruri. Primarul Ion Ceban este disperat că organele de drept ajung tot mai aproape de slujile sale și respectiv și de dumnealui. Acesta încearcă prin toate metodele să redirecționeze atenția cetățenilor de la ilegalitățile și furturile care au loc în subdiviziunile primăriei Chișinău pe care dumnealui o conduce. Acum 2 săptămâni a fost arestat directorul combinatului școlăresc de la Botanica, care fura din produsele destinate copiilor. Iar diferența de costuri a produselor de vânzare, transportare de către agenți economici selectați tot de el, omului Ion Ceban, era de circa 25% din prețul produsului. Știți ce a zis domnul primar după ce a ieșit într-o conferință de presă despre acest cost de alimente destinate copiilor? A zis că sunt acuzații politice. Dumnealui s-a obișnuit să opereze cu minciuni și să arunce tot felul de praf în spațiu public fără prea argumentare logică. Să revin însă la subiectul pentru care am ieșit astăzi în această conferință de presă. Ieri am aflat că șeful Direcției Educației Generale, domnul Andrei Păvăloi, sluga primarului în domeniul educației, a emis un demers către toți directorii instituțiilor educaționale din municipiul Chișinău. Acesta, pentru promovarea șefului său Ion Ceban, obligă toți directorii instituțiilor de învățământ secundar să se prezinte obligatoriu la un concert. Mai mult decât atât, acesta îi obligă nu doar pe director, dar și pe diriginți împreună cu elevii din clasele absolvente să meargă la un concert într-un parc din capitală. Astfel de obligații sunt similare cu cele din timpurile când țara era guvernată de socialiști și comuniști, când învățătorii și medicii erau folosiți ca numere statistice la evenimentele de partid binevol obligatorii. Timpul când lucrătorii de stat mergeau la muncă de frică pentru a-și spune păsul, ca nu cumva cineva din șefii de partid să îi elibereze din funcție. În aceste condiții vin cu un apel către primărie și către șefii subdiviziunilor acesteia. Nu terorizați angajații instituțiilor municipale. Nu impuneți oamenii să vină la evenimentele voastre preelectorale. Nu aveți niciun drept să impuneți pe nimeni să vină la concertele voastre și nu aveți dreptul să intimidați pe cei care refuză să participe la astfel de distracții. În calitate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, solicit organele competente să analizeze aceste chemări obligatorii prin prisma abuzului în serviciu, iar cei care se fac vinovați să fie penalizați. Este inadmisibil ca cineva să fie impus să meargă la concertele organizate de primărie. Suntem un stat care respectă drepturile omului și libera alegere la acțiune. În continuare o să-i ofer cuvântul colegii mele, Zinaida Popa, vicepreședintele fracțiunii PAS din Consiliul Municipal Chișinău. Mulțumesc! Bună ziua tuturor! Suplimentar la ceea ce a fost menționat de către colega mea, vreau să adaug câteva observații de la ultimele ședințe ale Consiliului Municipal Chișinău. Locul care s-a transformat într-o piață a absurdului, unde nu există limite în normele de conduită, unde fracțiunile care îl slujesc pe primar își fac de cap și strigă atât de la tribune cât și din sală tot felul de mesaje indecente.
Toate aceste nereguli sunt făcute cu un scop, de a crea haos și pentru a descuraja cetățenii să mai interacționeze cu instituția primăriei municipiului Chișinău. Reprezentanții societății civile care vin să abordeze un subiect la tribuna Consiliului Municipal sunt intimidați de consilierii slujitori ai primarului. Asistăm la o degradare continuă a discursului politic de la nivel local. Angajații instituțiilor din subdiviziunile primăriei Chișinău sunt terorizați de persoanele interpuse de Ion Ceban, le sunt impuse reguli de joc și sunt supuși riscului de a rămâne fără serviciu dacă nu se conformă cerințelor venite de la primărie. Ce face primarul? Primarul general Ion Ceban se folosește, de fapt, de criza energetică, de criza generată de război. Și în loc să rezolve problemele cetățenilor, el își oferă timpul lui pentru a critica. Dar în timpul acesta, totodată, majorează tarifele cu peste 300% atât la transportul public, cât și a deșeurilor. Domnule primar, dumneavoastră politizați fiecare necaz al oamenilor. Promiteți ceea ce nu este realizabil, apoi vă victimizați în monologurile de la ședințele serviciilor operative din zilele de luni. Când vă ascundeți în spatele camerelor web și vă temeți să ieșiți deschis să interacționați cu cetățenii și cu presa. Umblați pe la șantiere cu o brigadă de cameramani și fotografi, apoi în titlurile de presă apar știri cu același titlu pe portalurile controlate politic, atât de PSRM cât și de dumneavoastră. Folosiți tribuna primăriei pentru declarații politice și resursele administrative pentru a vă distribui minciunile lansate săptămânal. Noi cu toții vedem că cum până și pe pagina de la Piața Centrală sunt distribuite mesajele dumneavoastră, domnule Ceban. E de râsul găinilor ceea ce faceți. Și acum, la final de an de învățământ, sub pretexte necunoscute, chemați directorul instituțiilor de învățământ secundar la concerte cu prezența obligatorie a directorilor. Și nu doar a directorilor, dar și a diriginților împreună cu elevii claselor absolvente. De când în competența dumneavoastră intră obligarea cuiva să meargă la anumite concerte. Plus la asta vreau să mai adaug, să citez chiar din acea cerere semnată de către șeful direcției de învățământ, să vină în vestimentație festivă cu eșarfă și tocă pentru absolvenți. Fiți atenți la această declarație. Zici că în Chișinău trăim într-o dictatură sovietică când primarul cheamă învățătorii și elevii la concerte obligatorii pentru a-și face PR politic. Domnule Ceban, domnule primar, terminați aceste obreznicii. Nu așa se administrează un oraș. Lăsați oamenii să decidă unde să meargă ei în seara de vineri. Solicităm în acest context Ministerul Educației să informeze managerii tuturor instituțiilor de învățământ din țară că obligarea din partea primarilor și șefilor de direcție de a participa la tot felul de evenimente festive sunt ilegale. Îndemnăm părinții care sunt sau vor fi cumva obligați să meargă la așa manifestații să informeze organele de drept și să comunice în spațiu public. Trăim într-o țară liberă, în care se respectă dreptul la opinie. Fiecare cetățean are dreptul să decidă la ce evenimente să meargă sau să nu meargă. Domnule primar, este un mesaj către dumneavoastră. Vă chemăm la rațiune. Nu terorizați lumea. Ocupați-vă cu lucrurile ce țin de oraș și lăsați PR-ul politic și populismele. În acest context, astăzi, colega mea, deputată în Parlamentul Republicii Moldova, va sesiza Procuratura Generală ca să se cerceteze dacă au fost depășite anumite atribuții ale oamenilor implicați în a chema, în a obliga oamenii să vină la manifestații, fiindcă noi nu putem să tolerăm astfel de indicații politice ale primarului general. Noi aici finalizăm, dacă nu sunt întrebări. Vă mulțumim! Vă mulțumim!